Salutator și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră Counter-Strike Global Offensive. Astăzi vom juca un mix pe noua și cea mai frumoasă hartă Dust 2, o hartă băgată cu două zile. Este de nouă, nu știu dacă o știți. Ala nu ia cap, incredibil. Și ce poză de profil are. Hai că vreau să-i dau un cap cu Deagle. Dacă ar funcționa, bineînțeles. Deagle-ul meu. Dacă joc așa și meci, nu o să fie chiar foarte frumos, pentru că... Uite, a luat capul. A, mai era unul. Wow. Îmi place cum joacă băieții ăștia. Ha, tot m-a nimerit. Hai să mai fac puțin. Stai, stai, stai. A, dar să sar din rotiță că nu merge altfel, da, mi-am amintit. Da, a murit ăsta, eu făceam degeaba acum. Mixul începe, să sperăm că vom câștiga. Oricum pe Dust 2 lucrurile pot lua două întorsături. Ori câștigăm noi, ori câștigă ei. Deja la pauză poți să-ți dai seama cine câștigă. N-am mai avut pe Dust 2, de exemplu, un match în care să fie 14-14, să batem grecul 16-14, nu. Ori la pauză, ori câștigă ei, ori câștigă noi. Sperăm că noi vom fi echipa care... Vai și cu fruntea sus, de ce avem tactica asta, 3 mid, 1 B. Hai mid 2 B. One city. Gobi, be clear. Sau omorâți-l pe ăla. Prima rundă a fost câștigată. Cea mai importantă fază a fost că l-am scos pe la pe mid repede și pe urmă au cedat frânghiile acestei echipe. Un lucru care l-am învățat în ultimul timp este să nu dai în a doua rundă lung sau B-Rush, pentru că de obicei se duc toți acolo, uneori. S-a mai întâmplat când dădeam Rush lung, se duceau toți lung și se terminau 1v1 și pierdeam meciul. Watch out, Thanos. One long, go! What the fuck? De ce stați pe shift? Oh my god, abia a putut să-l omoare pe ăla. Am arundat, nu fără mici faze ciudate. Înțeleg că echipa asta nu este... Wow, ce... Wow, Siri. Sabar, n-aveam că există pe bizonul ăsta. Am crezut că echipa asta este o echipă care dă rush, nu care stă degeaba. Good job. Însă văd că le-a fost frică să intre în... Am intrat singur și m-a omorât ăla. Nici nu așteptam să fie acolo. Oricum, ceea ce este mare diferență de meciul de 1-6, what the fuck, este că când joci mixul 1-6 poți scădea cu adversar foarte slab, uneori foarte bun, uneori foarte slab, n-ai cum să știi, dar aici în CSGO cazi mereu cu adversar la fel ca tine, care dau la fel ca tine și nu poți avea scoruri incredibile, decât dacă prinzi o zi bună, dar dacă joci normal, n-ai cum să ai scoruri incredibile pentru că adversarii sunt la fel de bun ca tine. Și, a... Nice. Ia să păs caps lock, dar nu contează. Măcar să apuc să dau plantul. Dacă nu ne dă ninja și ne dă defuse. Dă ninja fără smoke, e prea bun. Am 10 euro puși pe Exertus, care joacă noaptea asta. Poate îndrăsnesc să piard. Bine lucrat echipă. Scorul este 3-0. Acum trebuie să cumpărăm. Da, trebuie să cumpere ei, pentru că ne-am cumpărat fiecare. Este o rundă foarte importantă. Dacă am câștigat și runda asta, i-am forțat încă într-un eco și ar fi 5-0 scorul. Și o rundă care e după prima rundă, care costă cât 3 runde cum ar fi, că dacă câștigi prima rundă, câștigi punctul 2. E cea mai importantă.
Pentru că până nu mai cum să știi dacă fac eco sau nu. Nu stau foarte bine pe scaun. Dacă fac YOLO. N-am avut noroc. Și deja a murit unul de la noi. Nu, nu mergeți B, nu mergeți B, că nu e bine. Se așteaptă foarte. Hai mă frate, nu l-am omorât când da al meu grenel și flash-uri. One and B. Of, de bineînțeles că one low HP. Doamne. Good job, nice. Hai că am luat runda asta. Am dat un assist, da, dacă nu luam flash-uri și se bloca jocul din cauza la aia. Îl omoram leger pe la de la scară. Plus că am făcut eu spray aiurea când m-am văzut față în față cu el. Shit, good job. Move it. 4-0. Acum ar trebui să luăm runda asta. Rush B, dar trebuie să fie 5. Go, hai. Mă duc cu flash luat, pentru că am încredere în băieții mei. Go and plant. Go plant. Don't push them, just stay inside. Au riscat totul și au fost în runda asta toți lung sau toți scurt, nu știu. Oricum s-a terminat bine, hai să rămân pe aici. În caz că vreun băiat încearcă ninja. E doar că spun de ninja, dar s-a întâmplat. Jucam pe Black Gold. Short. Și în B... A, se blochează jocul. S-a blocat jocul și n-am avut timp să văd unde s-a ascuns ăla. S-a dus înapoi, ce înseamnă. Oricum, jucam pe Black Gold, între hărțile mele favorite din nouă operațiune, însă nu pot filma pe ea pentru că am lag. Deci am lag și când nu filmez, dar când filmez, vă dați seama ce lag am. E o hartă aglomerată. I'll try go mid and B. A, decât 2 rushbi. Gobi. Go. Cambi, guys. Dacă nu vă omoră la pe toți din vas. Dacă moare la din cât. Mulțumesc de flash. Just hide from the window if they go window. Bine. City spawn. Yeah, last city spawn. Op. Nice, good job. 6-0. Echipa noastră rupe. Însă, din nou fac referință la meciul pe Black Gold, chiar a fost un meci care a rămas traumatizat. Era 7-0 pentru noi. Echo dă la Ninja Def. Se face 7-7. Luăm bătaie cu 8-7, nu, câștigăm cu 8-7 la Teru și până luăm bătaie la Cătâm. De la 7-0, vă dați seama? Cream că am câștigat, i-a alergam pe hartă. Și într-o dată...
One more, mid, mid, mid. Oh my god. Door, door. Cum puteți să nu vă uitați, uși, mă? Ia, mă omoră pe A2 și mă omoră de la port și pierd. No, window, window. Nu vă bateți unii pe alții. Take the bomb. Ia Thanos. Hai, 2v1 full buy. E imposibil să pierdeți runda. Aruncă și molotovul dacă reușești. Da, e acolo, uite-l. 7-0, însă runda asta am avut ceva emoții. Bun, bun, creep ăsta îmi place de el. Dă bine. 16-0 incoming. E bine, sper să se întâmple asta pentru că voi avea timp să fac și un Overwatch, dacă mai vreți să fac. V-a plăcut când am făcut. De asemenea, multe lume a spus cum fac în colțul la FPS-ul să se vadă. Este o comandă în consolă, nu mai țin minte. Not all, 3 were record to not. Ce vreau să spun, cum fac să apare FPS-ul acolo? Să apare, oh my god. Să apară. Ok, coming from Thanos, wait. Chiar îmi place echipa asta, după trauma care am avut-o pe Black Gold. One more B, car, what the fuck. L-a trecut prin B și nu l-a văzut pe ăla, nu știu. Oricum, poate să nu spun încă că am câștigat runda. One middle, very low. 8 HP. O să pun, dacă mi-amintesc, o să pun și configurul în descriere. Însă dacă nu mi-amintesc, să scrieți voi în comentarii ca să-l pun pe urmă, pentru să-l încarc, că este altul. N-am schimbat decât vătaia în colț și poate ceva la view model. Nu mai țin minte. Ține de armă la 7-0. Asta... Asta să bea apă. Ah, uite-l în bază la cât. 8-0, cu un AVP salvat. Nu a fi chiar o joacă să-i batem. Acum, dacă câștigăm și runda asta, ăla-i meciul. Hai să nu mai încercăm fiecare unde rush B. Dar haide să încercăm. Voi da smoke mid. Și un flash. 3B, 3B, don't rush B. Go short. Mid, right there and short. I smoke. Op, mid and 2B. Bă, ce risc am făcut! Uite cum mă risc eu, frate! Am zis să fac YOLO și să mă uit repede în groapă înainte să mă uit în spate. Și e prima rundă pierdută. One op on long. Da, mi s-a părut că l-am auzit pe unul în groapă, de asta am ieșit cu spatele. Eram sigur că e unul în groapă. La ora 2, noaptea și 23, probabil mai hași halucinații. One minute. Rundă pierdută. Să nu-i bai. Try to pick the op inside. Nice. Mama, dacă îl bate și pe ăla, cea mai zeu echipă din lume. Hai că e Caballero, m-a mai rămas. Dacă-l omoară pe ăla, Caballero e 0. Uite-l. Ah, ce ghinion. A făcut Caballero primul său frag. Asta se întâmplă când ai amortizor pe aia, n-ai de unde să știi de unde dă.
Și asta ne-a făcut. Avem două polare. Oricum echipa e fantastică, așa îmi place. Nu contează că se vede locul 4. Dacă aș fi stat pe Shift și aș sta mai mult ca ei, tot. Și n-aș fi riscat, de exemplu, dacă în fază aia mă uitam direct pe lung, îl omoram pe ăla. Mă ce să mai dea cu heal în cap. A, e decoy, nici n-are rost să încerc. O, ce lag am făcut! Futu-ți Dumnezei tăi de calculator, idiot! N-am avut ce să facă, mi s-a blocat jocul, îmi mergeam două framuri. Iată cum nu l-am omorât pe ăla, doamne. One short. Doamne! Mi s-a mai întâmplat, de exemplu... În episodul trecut spuneam că am lag și când mă uit pe filmare îmi mergea în două FPS-uri filmarea. Și a trebuit să tai câteva faze. Sper că faza aia n-a mers în două FPS-uri. Ați văzut și voi, am făcut spre iurea, mamă. Rank team. Nu o să jucăm împreună. A, uite, la tocmai a scăzut în rang de la Eagle, mă. Dacă ai ajuns la Eagle 1... Pe urmă crești ușor. Înapoi. Iubesc echipa asta. Ok, hai că mă duc și eu. Dacă n-aș face asta, doamne, îmi par rău. Deși câștigăm lejer, meciul ăsta e joc groaznic. Ce dracu ăla? L-am omorât pe ăla cu heu. Nu puteam să-l omor pe ăla cu pistol. Data viitoare să țin minte să nu mai filmez la ora 2 noaptea și când am și lag. Unde mergem, băieți? 10-1. Nu te-am spune că am fost cărat, am 10 fraguri. Nu m-a blocat. Hai să nu mai fiu relaxat, deși e 10-1, vreau să joc al lumea ca să nu mai prostesc. Mai dau orașul aiurea. O, dacă mă dădeam puțin mai la stânga și nu l-am flash-ul. One buck. Short, short, short. And one long. Da, e rundă pierdută. Sau avem bomba pusă. A, și sunt cei mai buni rămași în viață. Ar putea să nu fie. Or, nu cred că e pierdută runda asta. Cu zeii ăștia. A, e pierdută runda. Dacă moare sau pe unul pierdută. Și a murit. Cred că am câștigat runda asta. De ce l-a târcâini afară? La ora 2. Ce distruși. Salvează de scout. Fifi, marș! Ce, Fifi nu-i nume normal pentru un câine, bă? Dar toți câinii numești Fifi pentru că sunt prea mulți și nu mai le dau alte nume. Că stric Fifi vine toată strada. 11 la 1. În ritmul ăsta am minutul 25, cred că se va încheia. Vom avea niște un Overwatch. Fac YOLO. Pentru că YOLO, decât unul, be. One mid. Went tunnel, watch out. Nu vreau să mai bag peste ei, iurea. Trebuia să vie din spate.
Pot să urc și eu scările? A cedat și unul. Match-ul ăsta este easy, peasy, lemon squeezy. A 12-1 nu se mai poate schimba nimic. I-a dat kick și lui ăla. Mulțumesc, echipă. Eu nu am fost într-o formă fantastică astăzi. Îi dă kick și lui ăla. Să mă învăț minte să nu mai joc la ora asta. Dacă cădeam, de exemplu, la soare după Black Gold, ăia m-au scos din formă. M-am avut 7-0 și fără am pierdut eu. Își dă kick până la ultimul. E bine, acum trebuie să ajung pe primul loc contra boți. Hai, boților. Stau toți în bază. Stai că n-am ace pe... A, dar boții se duc pe lungă, sunt prea proști. Cei mai proști boți din lume. Ia. Mă, un ace să dau și eu. Cred că n-am niciun ace pe contul ăsta. Am 5 semi-ace-uri și... 20 sau 30 de minus 3. Hai că a revenit unul. Boții niciodată nu merg B, ori merg lung, ori mid și te rog, domnule bot. Mergi, mid. Oricum la ce spawn am eu, nici pe botul pot să fac frag. Astăzi chiar cred că a fost cel mai ușor episod pe care l-am filmat. Dacă ăla n-a luat flash-uri, eu mă bușesc în poartă, mă. Da. A doua oară. Uh-oh. Uite, boții au mers. My little pony shorty merge pe lung. Last guy mid. Nici mai rost să le spun unde e, da? Așa. Good half. Încă două runde. Am spus când avea 25 se va încheie episodul. Și vom trece la un match Overwatch. Chiar nu-mi place de băieții ăștia care am căzut. Nu caz foarte des cu oameni ca ăștia. Asta așa niște dați doi v-am spus, dacă nu câștigi, pierzi. Dacă e, asta e logic, dar de exemplu la pauză ori poți să câștigi, ori poți să pierzi. Am furat și eu, minus 2. Te-am să dau ace. S-ar putea să dea ala ace. Mi-am furat ace-ul. Sau mi-a furat el ace-ul. Ce armă să-mi iau? Îmi place arma asta. Mag. Swag 7. Cum este pe Twitch numită. O armă care poate bătea și AK-ul dacă știi să stai. Dar... A, bate AK-ul doar de la distanță, de aproape. Dacă tragi, normal cu ea. Vor da plantă în B. Dacă nu-i ascuns. Da, plantul în B a fost făcut. Cred că e pierdut runda asta. Nu se poate. Câtă viața are ăla? Crezi că nu te omor? Poate luam ban acum. Poate luam ban, m-am speriat când am văzut că scrie acolo. You will be banned dacă mai mor încă doi. Da, m-am trecut unul cu două acauri, dar oricum am avut același fraguri. Și acum vom trece și la un Overwatch. Am 10-10, 3 kill-uri? Wow. Și 4 semi-isuri. Am așteptat așa de mult față de ultima oară, pentru că am încărcat foarte des și n-am avut să joc. Hai să descărcăm un demo și să vedem cine merită bani. Și ora vom încheia episodul. Am și o misiune, mie nu o să fac, pentru că... Am lag mare pe deathmatch și trebuie să caut un deathmatch pe care sunt puțin ca să fac misiunea asta și o să fac mâine, că acum e noapte. Să vedem Overwatch-ul și suspectul. Poate sunt chiar eu în meciul ăsta.
suspectul, a făcut un spray normal, așa se trăgea în situația aia. A, e worm-ul. După cum dă... A, zice că e cu un rag mai mare ca mine. Nu e Distinguished Master Guardian Eagle. Sau, e Master Guardian la cum a tras acum. Ok, vom vedea când începe meciul. Nu știu, de fiecare dată când fac Overwatch și filmez, văd că începe de la început. Dar că fac Overwatch așa, că vreau eu, că sunt plictisit, începe body runda 10, body runda 11. Acum trebuie să văd încă din warm-up cum joacă ăsta. Și până acum nu joacă rău, nu are aim. Și... s-a tăiat nici wall să n-aibă. În momentul de față n-am niciun motiv să cred că joacă cu colori. Dar vom vedea când va începe meciul. Că acum apasă și le ține dezactivată. De exemplu, nu l-a știut pe alea că vine. N-a avut aim cu blocul. Hai să activez și wall-ul. Pe ce l-activam? Pe X, da. Wall, ca să nu credeți că am eu wall. Este cum ar fi X-Ray Tool și îți permite să vezi dacă au cod mai bine ceilalți. Îmi place modul calm în care trage. Nu vezi foarte des asta. Însă modul calm să tragi CS1 și asta e foarte bun, dar în CSGO mai bine faci spray pentru să fii sigur că îl omori. Păi 64 T-grade, dacă tragi calm, poți să dai și cap și tot nu ia cap și degeaba faci crize. Hai să vedem strategia aia, dar așa în B. Cred că sunt și clan la cât de bine joacă, uite și-au plecat toți. Da. Foarte bună strategia asta. Cred că îi bat doar aia care au dat Arash în B, îi bat. Da, i-a avut doar aia care a dat Arash în B. Suspectul n-a făcut nimic. Runda asta. Mai bine mă uitam pe lamp, pentru că pare că a dat minus 3 runda asta. Suspectul 0-0. Să va veni și timpul lui. Cât încearcă de exact ce spuneam, 5 rush pe lung. Suspectul e al 3-lea, va muri 1 sau 2. E bine, plecați. Oh! Oh! Un prefire acolo care e puțin suspect. Deja faptul că eu cred că are skill s-a schimbat puțin, n-a dat damage prin porți. Doiau pe 90. Suspectul cred că deja se înjură cu ea pe chat, păcat că nu pot să văd ce scrie pe chat. Că a rămas AFK în bază. Nu este cel mai palpitant overview. Overwatch, nu overview. Ei, uite că a ajuns la un 3v3. 3v2. Are bomba asta, o CMB. N-am, scuzați. Canarie 24 HP. Va fi o rundă interesantă, dar și Diamond are 19. Diamond a dat minus 3. Are 3 XL în colț. Nu e idee bună să dai smoke contra ce, că n-are polar, n-are... Are maxim pe 90, dar are... A, sau că... Lua de jos. Nu, cred că va... După cum stă Canarie, cred că va câștiga runda și suspectul nu face niciun frag. A, sau salvează AK-ul ăla. Îl vedeți acolo în dreapta colț. IMB salvează AK-ul. Face niște variante eșuate ale bunnyhop-ului, acest suspect. Acum violează niște butaie, normal pentru niște oameni care joacă pe Dash 2. Însă e clar că adversarii pe care i-au ei nu sunt așa de slabi ca adversarii pe care am avut noi. Best flash din Europa l-a dat. Doar el și cu Kenny le dau flash în genul ăla. Uite, acum aș vrea să schimb să văd ce se întâmplă cu Canare și ăla. Am impresia că nu va muri niciunul. Cred că au trecut deja vreo 3 de Overwatch. Îmi va cere părerea imediat. Deși la fază de pe lung a dat puțin ideea care e aim sau și l-a activat puțin. Nu sunt destule dovești și o să dau că nu are nimic. Până acum, hai să mai ne uităm. Până acum e aproape călat de echipă, l-am din nou, e cel mai bun de la ei din echipă. A dat minus 2.
Asta el joacă la siguranță, adică rămâne mereu ultimul. Și până acum echipa lui joacă prea bine ca să rămână 1v2, 1v3, ca să văd cum joacă. Uite, e cărat pur și simplu de ăștia, n-a face nimic. Aruncam în două armele. Palpitant să mă uit pe ăsta cum face asta. Dar știți, e o idee interesantă, de asta mă gândesc. Dacă tu ai wall sau aim și știi că ăia ți-au zis că tu ai wall, știi că ți-au zis că îți dă report, e foarte logic ca tu să nu joci bine sau să rămâi mereu ultimul în speranța că echipa ta te va căra și nu trebuie să-ți folosești wall-ul. Și asta face suspectul, pur și simplu nu se bagă nicăieri primul pentru că vrea să... să nu ne arate nimic nou care ne uităm pe el pe Overwatch, eu și alți sute sau zeci de persoane, alte sute de persoane care se uită pe el și nu, pur și simplu nu vede nimic acum pentru că el a rămas în bază AFK. Însă a schimbat pe Lama la începutul rundei, cred că se înjură cu ea, vezi? Hai să vedem acum, a rămas 1v5. Acum e singurul moment în care trebuie să... Da, acum e 1v5, era 2v5. În care trebuie să arate skill-ul și el violează un prieten, basta. Poate s-a activat sau poate nu. Se face auzit. Îl știe deja. N-a fost nimic suspect. Însă cred că are wall și a aflat că l-au reportat aia și l-a dezactivat. A dat bine. A dat foarte bine acum. Nu e nimic de wall la fața asta, pur și simplu așa joacă cu PvP-ul. Și ai idioți au luat amândoi PvP-ul și s-au bătut cu el. Și aștept pe Diamond, cred că Diamond îi cară pe el la cât aproape. Ea se bagă cu pistolul contra lui? Nu. No. Ar fost prea YOLO să facă asta. S-a murit. Haide, că acum cred că e momentul să ceară opinia. După ce moare și acum cred că îmi cere opinia. E, acum nu știu ce să zic. A făcut puțin pre-fire, poate. I-a dat hit și lui ăla, wow. Hai să vedem dacă face pre-fire ăsta pe lung. Asta îmi va influența decizia permanent. Face pre-fire la ăla, îi dau care wall. Doar wall, fără ei. Dacă s-ar băga și rotatora pe lung, sigur mai am mult timp și nu mi-am făcut opinie despre el. Uite, intră prea curajos pe mid, putea să vină cu AVP-ul pe, în bază la cât acolo o să dea. Ține fix colțul, că e normal să ții așa pentru că joci contra unui AVP și AVP-ul nu intră în viteză de obicei la colțuri. Uite, intră prea, de ce n-ar verifica, uite, nici nu verifică pit. E, ai, acum a ieșit cu lama. N-avea de unde să-și... Nu, n-are. Cred că nu are, a intrat cu lama pe ăla de pe... A. Și chiar dacă are și-l ascunde bine. Ia-l știe pe ăla? Nu l-a știut, vedeți? Îmi cer opinia jocului? Mai durează? Deja 30 de minute și... Încă mi-a cerut opinia. De obicei la 9-10 minute îți cere opinia și gata. Și în concluzia finală a fi că nu are nimic. Wow, a luat hit de la scout. Asta cred că e ultima rundă. Suspectul este curat. Cred că e prima oară când mă uit pe cineva și e curat. Și când filmez. Când nu filmez de obicei multă lume. Nu are nimic. De ce am văzut un match, de exemplu, nu de obicei. În care, cred că era o Silver 2. Și dădea și unul cât de cât bine cu AVP-ul. Și a dat report ăia. Da, timpul a sosit. Aim assistance. Nu. Viziune. E puțin ceva acolo, dar
poate să fie și un jucător bun care face prefire uneori și alteori. Faza care îmi vine în minte e, nu l-a știut pe la pe lung, a pus bomba și pe urmă nu se uita pe lung, pur și simplu a pus bomba și l-a murtat cu ADP-ul pe lung. Aici Utter External n-a făcut nimic, Speed Hack n-are, Jumping Scripts, Upside Down Views, nu? Și Griffin n-a făcut nimic rău ca să strice echipa. Submit Verdict. Și aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!